dimanche chez mon beau-père. Avez-vous eu l'air de maritier? Avez-vous eu l'air de stolucir? Et puis, de moi, vous l'intellect, vous grêlez l'âme et vous le biais. De ce atunci el a venit și atât de mult el i-a iubit. Mi-a dat viață pe vecie, speranța în inimi mereu vie. Cum să înțeleg cât l-a durut? Cum să înțeleg ce a făcut? Cât timp privirea mea e în jos, nu i-a țintit la Hristos. Mă zbat și urc și cad, mă curc. Atunci eu strig, Iisus, ai milă, că sunt privit de toți cu sine. La fel am fost privit și eu, când am căzut pe drumul greu, cu lemn în spate când m-am dus, în locul tău, mi-a spus Iisus. Dar nu e mare bogăție și nu e altă bucurie decât ca Tatăl meu voios să te plinească glorios. Tu nu uita, iubitul meu, că m-am jertfit de dragul tău, că în cer numele tău e scris, ești cetățean în paradis. Ce suntem noi și ce avem? Cine suntem și ce putem? O, Doamne, dă-ne înțelepciune ca să fim vrednici de al Tău lume. Dă-ne Tu, Doamne, demnitate și albene de bunătate, să declarăm victorios, e viu, trăiește al meu Hristos, pot totul în Iisus Hristos. Amin.